Un mehedințean ar putea ocupa pentru prima dată funcția de premier. În numele lui Virgil Popescu, liderul PNL Mehedin și ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este vehiculat pe lista scurtă de prim-ministru. Numele mehedințeanului Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, este vehiculat pentru nominalizarea în funcția de premier, în contextul în care, după retragerea lui Ludovic Orban din cursa pentru funcția de prim-ministru al viitorului guvern, au apărut nume surpriză pe lista posibililor nominalizați pentru formarea cabinetului. Eduard Helving, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, este unul dintre cei care ar putea fi desemnați de către președintele Klaus Iohannis. Liberalii discută totodată și despre varianta nominalizării lui Virgil Popescu, ministrul Economiei, pentru șefia executivului. Marți va avea loc o întâlnire între Klaus Iohannis și liderii PNL, urmând cel mai probabil să abordeze și subiectul legat de identitatea viitorului prim-ministru. Klaus Iohannis a anunțat că va convoca rapid consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și a subliniat că nu există nicio șansă pentru ca PSD sau o alianță construită în jurul PSD să primească responsabilitatea guvernării. Se conturează în acest moment o coaliție de dreapta formată din PNL, USR Plus și UDMR, cu sprijinul parlamentar al minorităților altele decât cea maghiară.